La pornire, stabilizatorul cu servomotor are funcția delay, care este activată la 180 de secunde. Această funcție se folosește la aparatele de aer condiționat, frigidere, centrale termice și aparate care folosesc pompe. Funcția de stabilizare este de plus minus 3%. La 230 de volți înseamnă că avem un plus minus de 7 volți. La scăderea tensiunii cuplăm funcția de 6 secunde, după care va apărea tensiunea de ieșire și observăm că dacă tensiunea scade, tensiunea de ieșire urmărește tensiunea de intrare și după aproximativ 7 volți se aude servomotorul cum corectează eroarea și stabilizează. Aceeași situație avem și în cazul în care crește tensiunea. Tot după aproximativ 7 secunde observăm că stabilizatorul stabilizează tensiunea la 230 de volți.